Bună! Astăzi vreau să vorbim tot despre semne muzicale, așa că vă voi prezenta alterațiile. Alterațiile sunt semne grafice ce se scriu în stânga notei și au rolul de a modifica înălțimea sunetelor muzicale. În muzică avem 3 alterații. Diez. Diezul are rolul de a modifica sunetul muzical urcând un semiton de la acesta. Doi. Bemol. Bemolul coboară un semiton de la nota inițială. 3. Becar. Becarul anulează cele două semne prezentate anterior și ajută sunetul să revină la frecvența inițială. 4. Semitonul este distanța cea mai mică dintre două sunete alăturate. Tonul este distanța cea mai mare dintre două sunete muzicale alăturate.